Candidatul UNPR la primăria Niculești, Leonard Gilbert, povestește cum în urma participării sale la emisiunea Fețele Puterii de la MDI-TV, alături de actualul primar Dorinel Soare, s-a trezit că este agresat și amenințat de către ginerele edilului, pe motiv că a îndrăznit să pășească pe un drum de servitute care duce către gospodăriile familiei Soare. Aici, chiar în rondul Gării Periș, am fost agresat și amenințat de către ginerele primarului, deoarece am intrat pe strada unde locuiește dânsul, spunându-mi că am intrat pe proprietatea lui și cu ce drept eu drept intru eu pe strada lui. Eu nu am știut de fapt că este interzis să merg pe o stradă publică, pentru că acum sunt în stadiul în care sunt amenințat și agresat de către ginerele primarului și alți oameni care vor să mă agreseze și să mă bată. Băiatul era în mașină și el a ieșit din mașina lui, a venit la geam să vină spre el să-l bată. L-a înjurat și a spus că nu o să scape el, că... Da, l-a amenințat foarte, foarte rău. L-a amenințat că nu va sta lucrurile așa. M-am speriat. Am fost de față. Într-adevăr, Leonard se certa cu ginerele primare, cu Florin. Mi se pare un abuz la tot ce se face. Tânărul consideră că apropiații primarului PSD-ist Dorinel Soare recurg la astfel de metode în speranța că îl vor intimida și îl vor determina să renunțe la candidatura pentru postul de primar. Face aceste lucruri crezând că mă va speria și nu voi mai candida. În replică, primarul comunei Niculești, Dorinel Soare, a încercat să se justifice, însă fără a nega că ginerele său l-ar fi amenințat pe candidatul UNPR. Edilul susține că strada pe care a îndrăznit să pășească Leonard Gilbert este proprietate privată a rudei sale. Asta deși zona nu este împrejmuită și nici semnalizată în vreun fel, motiv pentru care cel mai probabil îi se pare cuvincios ca toți cei care ajung din întâmplare pe acel teren să fie pedepsiți. După câte am înțeles eu, că l-ar fi întrebat pe urmă, s-a întâlnit cu ginerii într-o zi, la gară, la el acolo, da. Unde e. De ce ai căutat acolo? Păi ce, că e domeniul public. Nu e adevărat. Am documentul aici să vă demonstrez că e proprietate privată. Așa s-a întâmplat și cu echipa MDI-TV ajunsă în zonă. Aflați pe domeniul public în apropierea străzii despre care primarul susține că este proprietate privată, reporterul și cameramanul televiziunii, mai că nu au fost luați de mână și aruncați cât colo de edilul furios care de-abia reușea să se stăpânească, la gândul că i-a fost filmat palatul familiei. Am venit pentru că mi-a venit ca să foarte mai aveți un pic mai la bătaie. Eu vă rog frumos, bine, vă rog frumos atunci. Am venit să vedem despre ce e vorba, doar. Și ce ați sunt iritat pentru că m-ați iritat dumneavoastră. Eu n-am de unde să știu că asta e proprietate privată. Și eu dacă eu intru să-mi întorc mașina, poate intru să-mi întorc mașina, nu? Că vin până aici. E o stradă înfundată. Nu, nu, se vede că e o stradă înfundată, dar păi ce? Da, e o stradă înfundată. Intru puțin cu mașina, o întorc. De ce pentru el sau pentru dumneavoastră eu sunt bun aici, a scris proprietate privată? Pentru că a fost agresat și amenințat candidatul UNPR la funcția de primar, a depus plângere penală la poliție pe numele ginerelui primarului Dorinel Soare. În plus, tânărul susține că cei mai mulți dintre localnici se tem de edil pentru că îi șantajează spunându-le că nu le mai eliberează documente necesare ori alte drepturi legale.